Să fii părinte este cel mai greu, frumos și provocator lucru din lumea asta. Să fii responsabil pentru o ființă umană, să o formezi, să o ghidezi și să-i oferi instrumentele pentru a reuși în viață este un dar pe care mulți dintre noi nu-l conștientizăm decât după ce primim bebelușul în brațe. Și ne întrebăm acum ce urmează, căci nimic nu te pregătește să fii părinte, indiferent câte joburi am avea. Iar astăzi vom afla de la invitații noștri cum să le dezvoltăm copiilor cele 10 calități esențiale din punct de vedere emoțional, fizic și intelectual, dar și cum să-i eliberăm de presiunea performanței școlare. Și spun bun venit lui Sorin Lucaci, psiholog și coordonatorul evenimente al editurii Herald, și o să se alăture discuției Costin Dămășaru, doctor în psihologie. Bine te-am găsit, Sorin! Bine te-am găsit și eu și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi place tare mult subiectul de astăzi. Este un subiect frumos. Înainte de a purcede, de a vorbi despre el, vreau să fac un mic anunț care are legătură cu această superbă carte. Fantasticul potențial al copiilor. Aici, aproape de noi, aproape de voi, se desfășoară salonul de carte Bookfest. Care a început miercuri și ține până duminică. Exact. Duminică, la ora 15, pavilionul B2 Rome Expo, îi invităm pe toți părinții și pe specialiști, pe psihologi, pe psihoterapeuți care lucrează cu copii și cu adolescenții la acest eveniment unde va fi lansată și această carte și copilul destresat al lui Michael Thompson, dar și fantasticul potențial al copilului al lui Stanley Grispen, unde o voi avea alături pe colega voastră Gabriela Maluf, psiholog și specialist în parenting. De asemenea, pe Simina Angelescu, Mira Login, care este specialistă, poate o să vină odată cu ea la tine, specialistă în metoda comunicării non-violente, o altă carte publicată în colecția Parentaj la editura Herald. Ea este specialistă în această metodă. Așadar, de ce este important acest eveniment și când vorbim despre educația copilor și această carte? Pentru că Stanley Grispen este poate una dintre cele mai autorizate, am putea spune, voci, o somitate în domeniul clinic al dezvoltării nou-născutului și al copilului mic, precum și profesor de clinică psihiatrică și pediatrică la Universitatea George Washington. Cartea asta este rezultatul, să spunem, a 30 de ani de cercetare în ceea ce privește copilul mic, da? Nou-născutul, bebelușul, dar și copilul până la 3 ani. Și ideea fundamentală a acestei cărți este următoarea. Copilul se naște pregătit cumva să primească din partea noastră, a părinților, a îngrijitorilor, să primească acele instrumente, să le spunem, pentru că părinții, spune Stanley Grispen, sunt niște însoțitori, sunt niște ghizi, exact, și copiii sunt pregătiți să primească aceste instrumente. Ei, fără ajutorul educației primită din partea părinților și fără ajutorul specialiștilor, al psihologilor și psihoterapeuților, nu pot asimila aceste, să spunem, calități, cele 10 pe care le numește Stanley Grispen. Iar pentru o dezvoltare armonioasă a unui copil, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere mental, din punct de vedere intelectual, noi avem nevoie sau trebuie să facem acest lucru, să fim alături de copii. Și copiii în felul acesta își pot dezvolta logica, imaginația, creativitatea, lejeritatea, spune Stanley Grispen, lejeritatea în comunicare, vorbire, în vorbire, exact. E firesc ca cu cât copiii, să spunem, intră în tot felul de grupulețe extrașcolare, extracurriculare, nu știu, că se duce la desen, că face un sport, că face vioară, că face chitară clasică și așa mai departe, el este tot timpul în relaționare cu ceilalți copii. Și atunci își poate dezvolta mai ușor și un vocabular, un limbaj, și își dezvoltă, cum spune Stanley Grispen, acele abilități de comunicare care îl vor ajuta mai târziu în viața de adult. O să-l invit pe Costin alături de noi, pentru că a venit și se alătură discuției. Mă Costin, vino, te-am găsit la părinții la fix. Ia loc, te rog. Uite, acolo lângă Sorin.
Ah, că ne încingem la vorbă acum. Te-am prins, nu te mai las nici pe tine, nici pe Sorin. Vorbim, uite, și ne-a făcut Sorin o introducere foarte frumoasă legată de lansarea acestei minunate cărți. Vorbim despre fantasticul potențial al copiilor, pentru că noi așa copiii vin, așa cum zice și Sorin, cu o zestre pe acest pământ. Și eu am o mare curiozitate de la voi și chiar vă rog să-mi răspundeți. Dacă zestrea aceasta, pe lângă faptul că este, să zicem, și genetică, da? Pentru că cel mic primește material de la ambii părinți, apropo și de inteligență, da? Dar cât de mult putem noi să investim în acel copil referitor la inteligență, referitor la aceste abilități? Adică există un potențial infinit de explorat, apropo de copil, de dezvoltarea lui ulterioară? Și da și nu. Potențialul există. Ideea e unde e acel potențial, în ce context este. Pentru că foarte puțin părinți au informațiile corecte referitoare la ce se întâmplă cu creierul copilului lor. Pentru că noi am fost învățați, eu și alții ca noi, că copilul începe să se dezvolte după ce se naște, la câțiva ani atunci. Foarte mulți părinți, și am lucrat cu foarte multe mii de familii, au această convingere subconștientă că, de fapt, copilul începe să înțeleagă ce se întâmplă în jur, începe să colecteze informația cam atunci când intră pe la școală, cam pe atunci. Până atunci e așa. Și el pe acolo, nu? Un copil, mândria familiei, dar care nu prea percutează cine știe ce. Poți să faci, se lovești, n-are nicio treabă, e copil. Da. Nu înțelege. Ceea ce este o mare eroare. Uh-huh. Copilul începe să înțeleagă, de fapt, și ultimele studii spun asta, încă din burta mamei. De aia, spre exemplu, foarte multe disfuncții care sunt diagnosticate în diferite moduri, apar, de fapt, pot să apară din burta mamei. Uh-huh. Pentru că ultimele teorii în domeniu spun că emoțiile negative pe care mama le simte, stresul, abuzul, certurile, lipsurile, toate astea, conduc că la o exacerbare, la o catalizare, la o mai diplomatic spus, așa, la o creștere substanțială a stresului pe care copilul simte. Pentru că este amplificat. Copilul, când este în burta mamei, colectează informații. Este legat telepatic de mamă. Ultimele studii arată că se face un transfer de celule chiar între copil și mamă prin cordon umbilical, adică este o legătură absolut uluitoare. Și ultimele teorii spun că în momentul în care copilul este în burta mamei, stresul pe care mama îl simte se amplifică și activează niște gene care sunt de fapt niște purtători de mesaje din străbuni. Epigenetica a dovedit că 7 generații se poate transmite o traumă. Iar în burta mamei se activează acele traume, care schimbă, de fapt, modul în care comunică rețelele neuronale. Eu am dezvoltat un sistem foarte interesant, o inovație la nivel global, care permite accesarea acelor rețele neuronale, așa numitele predispoziții, modul în care copilul va gestiona ce se întâmplă în jur. Uite, avem și conceptul de păcat originar. Corect, că se transmite, nu? Păcatul originar din generație, exact, da? Păcatul originar din punct de vedere. Când acum, copil când se naște, n-are ce. Când a făcut, n-a avut timp să facă absolut, exact. Da. Dar se naște, de fapt, cu predispozițiile și experiențele traumatice și frumoase, bineînțeles, ale străbunilor săi, până la 7-a generație, care schimbă modul în care rețelele neuronale comunică. Și asta, de fapt, este păcatul originar. Uh-huh. O teorie. Da. Care sunt de acord. Și noi ce facem, ca și părinți, ar trebui, în primul rând, să lucrăm cu noi. Pentru că una din cele mai mari, nu e minciună, e neadevăr, e o nuanță. Uh-huh. Părinții de obicei spun, o să fiu bine când o să fie copilul meu bine. Dar nu funcționează așa. O să fiu bine când o să fie copilul bine, copilul o să fie bine când o să fiu și eu bine. Exact. Că de la mine pornește totul. Exact. Și atunci este important ca părinte să începi să ai tu un demers terapeutic, fie că te ești terapeut, fie că ți-a antrenat creierul, fie că, habar n-am, te duci și alergi, faci meditație, personală, yoga, respirație. Da. Un demers. Începi să lucrezi cu tine, pentru că, indubitabil, asta se va răsfrânge și asupra copilului tău. Așa și
Copiii, de fapt, spuneam mai devreme, Sorin, foarte bine că noi suntem ghizi. Mai mult decât faptul că noi ca părinți suntem ghizi, noi ca părinți suntem niște artiști, creatori, care putem crea opere de artă, dar care să transmită emoții puternice, frumoase, sau emoții puternice mai puțin frumoase. Dar părinții sunt niște artiști, niște creatori de opere de artă. Și poate sunt opere de artă care trezesc anumite emoții în privitor. Unele groază, alte rușine, alte frustrare, însă este important ca părinții să înțeleagă puterea foarte mare pe care actul lor de creație, și nu mă refer la faptul că s-a născut copilul, după ce s-a născut copilul, acolo e partea actul grea. Lor de creație, adică în fiecare zi ei își creează copilul și îl modelează. Așa și atunci, îți dau un exemplu practic. Când tu îi spui copilului, nu mai țipa și tu țipi. Pe copilul te aude pe tine cum țipi. El nu înțelege ce îi zici. Stai, mă, dacă ăsta țip, hai să țip și eu, ca așa o fi, ca așa face tata. Hai să țip și eu. Sau spui, nu mai sta pe telefon și tu stai pe telefon. Păi nu mai cum să facă ce faci tu. E dinamica asta de familie despre care vorbim, corect, da? Cu toate că se spune că la început a fost cuvântul și cuvântul la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, până la cuvinte sunt acțiunile noastre, care sunt mult mai importante, de fapt, pentru că revin la ideea aceasta. Părinții sunt creatori. Sunt creatorii copilului lor în fiecare secundă. Este câteodată, poate fi overwhelmed, poate fi supra-solicitant, însă este parte din menirea pe care o avem. Da, și pe care ne-am asumat-o în momentul în care am adus copilul pe nume, așa este. Adică corect, nu puteți să ne oprim mâine că am obosit și că nu mai avem, nu? Nu mai avem puteri să ducem mai departe misiunea, nu, Sorin? Apropo de potențial, că vorbeam de acele instrumente, da, pe care noi trebuie să le oferim copiilor noștri. Le oferim pe parte cognitivă, le oferim pe parte emoțională, da? Ce le mai oferim copiilor noștri? Cognitivă, intelectuală, cum am spus, afectivă, emoțională, partea aceasta de sănătate mentală este foarte importantă. Și aș mai aduce în discuție un aspect ca problemă, să spunem, cu care părinții se confruntă, și cei care au adolescenți, dar și cei care au copii mai micuți, așa zic, puberi 10, 11, 12 ani, legat de o altă carte care va fi lansată, Copilul destresat, al lui Michael Thompson. Ce facem cu acest tip de educație cu constrângeri, da, punitivă? Vedem tot mai mult în timpul nostru și cartea se numește Copilul stresat, dar în fața cuvântului stresat are un mic propoziție, da, care continuă. Deci e copilul de stresat. Hai să vedem cum destresăm copilul. Da. Pentru că tot ce înseamnă, dincolo de partea de educație, tot ce înseamnă partea de împovărare a copilului cu activități extracurriculare, care de cele mai multe ori sunt niște nevoi nesatisfăcute ale părinților. Că mi-am dorit eu în copilărie să fac basket, chitară, balet, trebuie să facă balet. Și pian și balet. Iar și, eu, că am vrut să fac nu știu ce, îl trimit în direcția respectivă. Și părinții cer de la copii performanță școlară, da? Pe partea de competitivitate, e pe principiu, să vină dacă cu 9 și 10 acasă. Dacă n-am reușit eu în viață, el să reușească, da, nu? Se spune așa. Da, să nu aibă el parte de greutățile deci de care am avut parte eu, sau să fie el mai bine, da, în fine. Da. Și ei sunt foarte încărcați cu aceste, să zicem, activități extracurriculare. Li se cere și partea de performanță școlară, da? Da. Deci să fie peste tot. Se sunt bombardați cu meditații, cu pregătiri. Și ajung într-un soi, chiar ieri vorbeam cu o prietenă, o colegă, medică psihiatru, Iana Silion, despre burnout. S-a dus discuția în zona asta. Băi, nu e numai burnout-ul la adulți, este și la copii. Poate să ajungă o fază din asta de extenuare, de epuizare cronică a copilului care este încărcat cu foarte multe sarcini. Și hai să vedem cum le drămuim noi în așa fel încât să venim așa, știi, cu bucățica, cu porția, da? Bun, faci și aia, dar alocă-ți timp pentru tine, pentru partea ludică a vieții tale de copil. Da. Copilul trebuie să se și joace, da? Și pe de altă parte pentru odihnă. Și îi dădeam un exemplu cu fiul meu, cu Rareș, care el e așa foarte, să ia bursă, să facă, să aibă medie, vine acasă e și nu-i cere, e foarte ambițios și tot timpul este stresat.
legat de partea de note. Foarte bucuros atunci când vine cu 90. Mamă, zici că s-a dărâmat cerul dacă vine cu note mai mici. Și am spus, măi, îți cere cineva chestia asta? Da, eu nu ți-o cer. Da, corect, da? Da. E bine că ești motivat și ai o motivație tu personală, intrinsecă, dar ia lucrurile mai ușurel. Și vine, obosit, se vede pe el, da? Și îl stric după un sfert de oră, 20 de minute. Ce crezi? Doarme. Uite. Deci de multe ori îl găsesc, deci de rup de oboseală, el, da? Da, uite, doarme. Și uite, să ne explici, Costin, cum funcționează creierul adolescentului, că se schimbă niște lucruri acolo la adolescenți și uite și pe partea asta de odihnă și pe partea asta de performanță. Ce spune Sorin? Eu întâlnesc la foarte mulți părinți din jurul meu care spun la fel, că ei înșiși, copilașii, pun ei presiune pe ei, da? Pentru a-și mulțumi. Și de ce crezi că se întâmplă chestia asta? Poate pentru că părintele la un moment dat a zis, măi, mamă, tu trebuie să iei note bune. Nu știu, zic și eu. Sau, nu știu, e posibil. E un pic mai complicat decât atât, pentru că părintele poate să aibă discernământ și să știe că este important să-i ofere copilului o siguranță psihologică, însă, cum spuneam și mai devreme, mai important decât ce spunem noi pe gură e ce facem noi. Da, modelul. Și în momentul în care copilul vede, adolescentul vede că sunt anumite dinamici în familie care conduc către o exacerbare a unor modele de invalidare, și vreau să fiu foarte diplomat când spun asta, că așa. Nu vreau să spun chiar. Așa. Atunci, el se erijează în salvator acelei familii, de fapt. Cam asta este esența și atunci spunem următor. Eu trebuie să îmi ajut părinții să pot să compensez anumite dezechilibre pe care le-am observat la nivel de subconștient în sânul familiei. Și atunci această presiune pe care o pune singur, de fapt, vine dintr-un, la fel foarte diplomat cu putință, asumarea unui rol care nu este al lui. Care nu este al lui, da. Și atunci de aici apar foarte multe disfuncții, pentru că rolul adolescentului nu este să poarte pe umeri povara unor realizări ale familiei. Da. Însă, în momentul în care există anumite disfuncții în familie, adolescentul vine în rolul acesta de salvator și începe prin intermediul rezultatelor pe care le are, crede el că aduce un plus de echilibru și compensează anumite, cum să te spune mai diplomat, anumite lacune, să zicem așa, sau lipsuri, sau dezechilibre. Succese mai puțin notabile ale familiei respective. Da, uite, foarte interesantă perspectiva și vreau să vă întreb pe amândoi, referitor la calitățile copilului, da? Că am pornit de la această zestre a copilului cu care el vine pe lume. Cum le potențăm, cum le valorificăm? Și vreau să știu așa, un caz concret. Să zicem că ai un copil mic, da? De 3-4 anișor și îl vezi cum s-a dezvoltat. Vezi că este înaintea altor copii de vârsta lui, da? Prin ceea ce a acumulat până acum. Poate că, nu știu, știe să citească, poate că știe deja să scrie la vârsta asta și așa mai departe. Cum facem cu potențialul ăsta, cu aceste calități pe care clar le are? Îl vezi că acumulează repede, că e curios, că învață și așa mai departe. În ghilimele zic, bag în continuare în el informație, că văd că îi place și asimilează, sau mă potolesc un pic ca părinte și mă gândesc așa, măi, o să ajungă în clasa 0, pregătitoare, sau o să ajungă în clasa 1. Ceilalți copii poate nu vor fi la nivelul lui. Ce fac? Îl mențin un pic la un nivel mai așa ca să se alinieze cu ceilalți copilași? Sau cum ne comportăm cu acești copii care se vede ca un potențial diferit de alți copii, de exemplu. Să le spunem, nu știu, copii care sunt supradotați, îi dăm la clase speciale. Ori sau precoci, sau nu știu, da? Care sunt un pic înaintea altor copii de aceleași vârste. Cum facem cu... Copiii au un potențial extraordinar, într-adevăr. Dar cum facem? Când vezi niște diferențe? Te rog, Sorin. Pe amândoi vreau să vă întreb. Da, acum eu nu sunt specialist și nu spun așa cum mă gândesc eu. Nu e ok să înfrânezi abilitățile unui copil doar pentru că vezi, Doamne, va ceilalți fi... Ceilalți copii nu fac exact, la fel. Exact, da? Până la urmă, el trebuie să-și aibă mersul, cursul lui. Da. Exact. Poate că e important să spunem că la un moment dat să punem accentul și pe partea nu doar intelectuală, cognitivă. De acumulare de informații, că nu este suficient, deci noi ca părinți să fim conștienți de lucrul ăsta, că toată partea asta trebuie cumva dublată și de partea emoțională, da? Și să insufli și să cultivi
în potențialul copilului și niște valori precum, nu știu, empatia, da, să înțeleagă, să înțeleagă nevoile celorlalți, să fie compasional, da, compasiunea. Deci eu așa văd, e un soi de echilibru. Exact. Costin, cum e cu acești copii și vreau să-mi povestești cum funcționează, pentru că tu te ocupi cu așa ceva și ai dezvoltat, da, acest sistem foarte mulți minunat de brain mapping, da? De antrenament neuronal și, da, da, și harta creierului. E foarte adevărat că sunt din ce în ce mai mulți copii supradotați. Creierul încep să evolueze, accesul la informație îi ajută să evolueze. Pe de altă parte, sistemul educațional este unul care, din păcate, în cele mai fericite cazuri, lasă de dorit. În cele mai crunte, e deja o tortură pentru copii. Și avem foarte mulți copii care se duc la școală foarte ok, happy, mândri să învețe și alte chestii și după ceva timp încep să apară diferite probleme. Chiar am avut un caz săptămâna trecută cu un copil care avea să acum niște 7 ani, clasa 1, întâi, acum a fost clasa 0 și acum clasa 1 și a o învățătoare nu tocmai ok, se pare, și s-a răcit învățătoarea. Vreo 2 luni a fost la școală și a venit o suplinitoare și copiii au fost uluitor. S-au schimbat complet. Mm-hmm. 2 luni după aia s-a întors iarăși doamna respectivă, iar tot la pământ. Am înțeles. Adică, da. Și da. E un exemplu foarte, da, foarte clar. Ca cât de răspund, mult contează, da. Foarte mult contează direcția pe care, direcția, o impune, da, de fapt, task-ul, adultul, da, din adultul, care, da, îi ghidează, cum a spus ori mai devreme. Din punctul meu de vedere, soluția stă la învățătoare, la persoana care se ocupă. Pentru că este important ca acel copil să poată să își valorifice talentul și potențialul pe care îl are. În niciun caz nu-i teie aripile, că de-aia a fost adus pe pământul ăsta ca să crească și să ajute să aducă plus valoare. Pe de altă parte, este important ca învățătoarea, să spunem, să aibă un rol determinant în a ajuta ca acel copil să se integreze. Acolo este soluția. Uh-huh. Și copilul respectiv, sigur, poate să se dea exerciții mai grele, să, da, fie, da, dar să se și odihnească, să aibă timp, uh-huh, să și plictisească, să se joace cu ceilalți, să nu fie diferit de ceilalți, însă să nu i se taie accesul la această evoluție absolut spectaculoară. Pentru că nici... Ulterior, cu siguranță, soluția va fi să se ducă, uite, sunt foarte mult, foarte mult. Sunt ceva centre în România care se ocupă de copiii supradotați. Da. Și sunt și teste care se fac. Exact, da, fac o treabă, da, foarte bună. Da. Dar copiii nu trebuie izolați. Așa este. Pentru că normalitatea înseamnă adaptarea la șabloane socioculturale general acceptate. Eu nu spune că sunt normal, ce altceva trebuie să spun. Uh-huh. Dacă să spună ce altceva sunt normal, trebuie să mă afiliez, să mă validez. Da. Din punctul meu de vedere, învățătoarea sau cadrul didactic, cine e pe acolo? Este important să ajungă să se afilieze și să se valideze. Uh-huh. Pentru că altfel vei avea un copil supradotat. Uite, avem serialul la Young Sheldon, fix despre asta este, cu un copil supradotat care, din păcate, nu are empatie, nu înțelege ce se întâmplă. Acolo trebuie lucrat, de fapt, pentru, exact, că pe termen mediu și lung, acel copil, dacă nu va fi integrat, indiferent cât de cognitiv superior este, va avea probleme la nivel de, cum spunea Sorin, de, da, inteligență emoțională și, da, alte cele, care vor duce la adevărate dezastre. Și sunt foarte multe cazuri de copii care s-au supraadaptat sau care s-au transformat în adulți. Sau și-au ratat potențialul, de fapt. Nu tocmai pentru că nu a fost dezvoltat. Să fie ghidați, să, da, fie direcționați, să fie ajutați, astfel încât să fie parte dintr-o comunitate. Și la un moment dat își vor găsi comunitatea lor de copii superdotați, vor găsi. Însă până atunci este important să primească hrana aceasta sufletească, uh-huh, care vine din comunitate, jucându-se cu copii, ieșind, având o activitate și va ajuta, va potența și mai mult. Și acel copil îi poate ajuta și pe ceilalți, îi poate trage după el. Nu e, nu, în cazul dramatic, părinți care nu vor să spună ca un copil care știe foarte multe, vor să-l țină acolo, da, 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 îl forțează să se ducă către medie, care media, exact, e mai scăzută. Exact. Când, de fapt, acel copil poate să dea un exemplu și poate să ajute pe ceilalți să evolueze și ei. Uh-huh. Așa își face. Cred că toți părinții se gândesc la un moment dat, ce-i mai fac copilului, astfel încât el să nu stagneze. Nu? Nu toți părinții își pun problema asta. Ce mai fac? Cu ce, de, cel bine, mai părinții învăț? Care sunt, atenți și care, conștienți, da, și bineînțeles, care-și și care-și doresc ca el copilul, să evolueze, nu? Și atunci, referitor la performanța școlară, că vorbeam că avem un sistem educațional orientat spre performanță, nu?
cum echilibrăm lucrurile și cum îl canalizăm pe copil ca el să se ducă exact în direcția, să zicem, poate preferată în viață. Adică nu băgăm în el și aia și aia și aia și aia și aia, că o să ajungem să facem un robot din el. Păi sistemul educațional românesc e mai greu lucrul ăsta, că dacă am luat modelul finlandezilor, îți dai seama cum unde ar fi. Ni se predau lecții despre acolo, fericire. Da, acolo fac cât, două ore, da. De-aia, patru ore, de-aia, două ore, de-aia, știi? Da. Și cred că ăsta este rolul educatorilor, rolul profesorilor, rolul mentorilor, da? Să-i ghideze, să descopere la copil și să aibă o discuție cu părinții. Da, eu am observat că acest copil are așa niște aptitudini spre ceva. Unul are spre sport, altul spre desen, altul spre pictură. Ce mai fac ei acolo? Muzică, literatură, filozofie și așa mai departe. Da. E spre zona aia îl dau. La noi mai puțin, se merge pe mai multă acumulare de informații. Dar vine un moment în viața tânărului, să-i spunem, adolescent, da? 15, 16, 17 ani, în care el știe ce vrea. Iar dacă nu știe încă, e posibil să aibă vreo două, trei variante, cum e cazul meu la Rareș, da? Care vreau partea de biochimie, da, care să fie combinată cu medicină, cu ce zic, mamă, ce chestii frumoase! Poate și cine exact, știe, da? Da? Îl ajuți pe copil și îl susții, da? În niciun caz nu vii să-i spui copilului că bă, asta e o, că tu ca o părinte nu o înțelegi, că asta e o prostie, că asta e o nu știu ce, că da, nu știu cum. Așa. Îl susții exact în, cum spunea Costin, în visurile pe care le are, nu-i dai aripile. Așa este, Costin. Da, am auzit un cuvânt mai devreme la tine, performanță. Da. Sistemul educațional românesc e pe performanță. Da, să faci pe să prima performanță pe care sistemul educațional românesc o cere de la copii este cărat greutăți. Serios, vreau să nu glumesc. Asta e prima performanță. Uite-te la un copil, nu știu, am citit un articol zilele trecute, nu? Cât da, cântărește da. Un ghiozdan. Da, da. Corect, pe prima performanță pe care o cere statul român sau prin sistemul educațional de la copil este cărat greutăți. Îi ducem la sală. Așa de este, la 6 ani mici le bagăm 12 kg sau cât le bagă în sacul respectiv, ei au 30 și le bagi un sac de 12 kg, de un rucsac. Da. Și spunea, îi facem culturiști de mici. Pe le deformăm coloana. Da, exact. Eu, spre exemplu, am coloana deformată, m-am toată viața încărat rucsacul ăla super greu și... Cu toții le-am urât. Și nu înțeleg chestia asta. Adică noi vorbim aici de integrale când noi nu știm tabla înmulțirii. Vorbim de fericire, vorbim de biochimie, vorbim de... Eu văd copiii aia săraci când se duc la școală în fiecare zi cu rucsace din alea imense, super grele. Păi... Că noi nu avem apa caldă și ne gândim acum că facem termen, cu tot respectul cuvenit. Hai să vedem exact, adică punctual suntem într-o eră în care avem acum ChatGPT și fac copiii lecțiile cu noi și noi forțăm să se ducă cu 6, 7, 8 kg în ei și nu înțeleg de ce, adică sunt... Este strigător la cer chestia asta. Cum și noi stăm și discutăm. Pe copil, când își uită... Când își uită manualul, da. Dar nu se schimbă nimic. Nu deci pot să cred. Se pare fizică, că nu se schimbă mamă, nimic. Da. E ridicol. E ridicol și este, e și amuzant, dacă n-ar fi tragic, pentru că chestiile simple lipsesc. Adică noi gândim programe. La clasa întâia fac niște chestii absolut uluitoare. Ecuații de grad. Niște chestii absolut... Din punct de vedere, să spunem, uite, neuropsihologic, nu înțeleg, eu nu înțeleg. Nu mă consider un om foarte deștept. Mai citesc și eu, mai fac, mai inovez, mai știu ce. Bă, este peste puterea mea de înțelegere, cu neuroniștea pe care am eu și pe care pun la contribuție, de ce forțăm copiii să care amărâtul ăla de rucsac, de câteva chile, de ce îi forțăm să-i punem un program aia și eu stau și mă gândesc, băi, e voită sau nu? Ori din prostie, ori din răutate. Adică avem după aia o generație de tineri. Uite, și am predat și la universitate în România. Acum nu mai predau în România, m-am lăsat de sporturi extreme. Da. Și predau în Belgia. Și veneau studenți, cu tot respectul, cu venit, băi, nu știau să scrie. Și zic, ce căută asta facultate, fratele meu? Nu înțeleg. Pe bune, nu înțeleg. Și vina este a sistemului, de fapt, pentru că se propagă această manieră de a trece ca rața prin apă sau ca gâsca prin apă, ce o fi pe acolo, fără nimic, și după aia dăm vina pe modelele societății pe care le avem. Păi care modele? Până copilul respectiv, el... Deci sunt două sisteme aici. Trebuie de sită trebuie și de pâlnie.
trebuie să te întrerup și să vă mai invit încă o dată la emisiune, pentru că avem foarte multe de discutat cu voi. Sunteți minunați și vă mulțumesc tare mult că ați venit astăzi. Vă aștept cu mare, mare drag din nou la Părinți la Fix. Mulțumesc tare mult pentru această discuție. Dragilor, vă aștept luni. Suntem din nou aici pentru voi de la ora 11 să aveți un weekend minunat. Thank you.